la articolul 39 alineatul 1 din legea 215 a fost convocat într-o dată 14 februarie și este ordinară a Consiliului Local, convocat cu după numărul 20 din 5 a 2-a 2019. Acum o să vedem. Din 15 consilieri locali sunt prezenți 9. Deci ședința poate începe cu lucrările. Având în vedere prevederea articolului 42 alineatul 5 din legea 215 din 1, supus spre aprobare proiectul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva cine? Deci, procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. Acum, la ședință participă ca invitați domnul de la Ecuție TV și doamna Gherasimescu cu doamna Clopăr. În conformitate cu prevederea articolului 41 din legea 215/2001, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Macadam. Îl propun pe domnul Moise. Domnul Macadam. Da. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, domnul Macadam, vă rog să... Spuneți. Nu. Mai stau. S-a făcut pentru pierderea acordată și cum voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Deci, chirirea unei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare comunale de anul nostru Bacău pentru anul 2019-2020, inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, vicecomisarul de unii exteriori. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare și completarea unui sector de drum din drumul național DN2G până la Barna Valentin, tronson de drum materializat în pungul Comunei Ardean, sub numărul de DCL 176, continuând până în DC 178 pe Oltinești Podul și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale. Inițiator primarul Comunii, aviz Comisiei Reunite. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019. Inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. Proiect de hotărâre privind priorități obiective plan acțiuni 2019, privind dezvoltarea economico-socială a Comunei Ardean, județul Bacău. Inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. Informarea scrisă către primarea asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local pentru anul 2018. Inițiatorul Deaconul Victor, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele juridice început cu 1 februarie anul 2019. Inițiatorul Victor Deaconul, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor din domeniul public conform listei bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardean, județul Bacău, poziția 1371, cu dimensiunile actualizate conform planului de situație în vederea intabulării. Inițiator Victor Deaconul, primarul Comunii, aviz Comisiei Reunite. 8. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2 anul 2018. Inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. 9. Proiect de hotărâre privind introducerea în lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardean, județul Bacău și intabularea a 3 drumuri neintabulate. Inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordinea de zi, nu? Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare în Comuna Ardean, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020. Aviz Comisiei Reunite. Doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisiile avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Deci, am primit avizul de la Inspectoratul Școlar. Așa că trebuie să supunem legea școlară pentru 2020. Adică noi am aprobat-o și luna trecută, dar după cum știți, noi trebuie să aprobăm după ce primim avizul. Mulțumim, domnul secretar. Dacă doriți să ascult cuvântul și dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, sunt abțineți. Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare și completarea unui sector de drum din drumul național DN2G până la Barna Valentin, tronson de drum materializat în pugul Comunei Ardean, sub numărul de DCL 176, continuând până în DC 178 de Oltinești Poduri și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale, aviz Comisiei Unite. Domnul Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul în forma prezentată. Dau cuvântul doamnei de la Simescu Luminița pentru a prezenta raportul de specialitate. Raport de specialitate privind propunerea de modificare și completare a unui sector de drum din drumul național DN2G până la Bana Valentin, tronson de drum materializat în plugul comunei Apeoan, sub numărul de drum comunal 176, continuând până în drum comunal 178 de Untinești-Poduri și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale. Ordonanța Guvernului numărul 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice și private dobândite și folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea și controlul activităților în legătură cu drumurile publice. S-a constatat faptul că fondurile necesare pentru executarea unor lucrări de reabilitare sau modernizare conform normelor tehnice, bugetul Comunei Apeoan nu este suficient decât pentru efectuarea de lucrări de întreținere și reparații, apărând necesitatea modificării, renumărătării și prelungirii acestui drum comunal aflat în domeniul public al localității Ardeoani și accesarea unor fonduri pe diferite programe de finanțare nerambursabilă. Un astfel de sector de drum este în lungime de aproximativ 3,5 km, având starea de viabilitate drum pietruit, pentru care există numeroase sesizări din partea cetățenilor pentru modernizarea lui, pentru trecerea acestuia în categoria drumurilor comunale, în vederea unei mai bune mentenanțe și ridicarea nivelului de viabilitate al drumului. Modernizarea drumului este de strictă necesitate pentru crearea unor condiții mai bune de circulație între satele componente, între zonele de interes local, pentru micșorarea distanțelor. De asemenea, se creează premisele inițierii unor proiecte de modernizare a drumurilor cu implicații imediate asupra dezvoltării economice a zonei. Față de cele prezentate, propun spre aprobarea Consiliului Local modificarea și completarea sectorului de drum din drumul național DN2G până la Barna Valentin, tronson de drum materializat în plugul comunei Ardeoan sub numărul de drum comunal 176, continuând până în drum comunal 178 Leontinești-Poduri și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale în drum comunal DC 176A. Mulțumim, doamnei Gherasmescu Luminița. Dorește cineva să scrie la cuvânt? Acum supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019. Aviz Comisiilor Reunite. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv. Aviz în favorabil. Da cuvântul doamnei Spodor Marina pentru a prezenta raportul de specialitate. Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere actele normative care reglementează venitul minim garantat, legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, hotărârii Guvernului numărul 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 416, ordonanța Guvernului numărul 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cât și a legii 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistență socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar în condițiile prevăzute de lege. Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarității sociale. Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezente în legi, una din persoanele majore, apte de muncă din familia beneficiară, are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă. Primarul are obligația să afișeze planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local. La Primăria Comunei Ardeoani, în prezent, beneficiază de legea 416, privind venitul minim garantat, un număr de 13 familii sau persoane singure. Din cele 13 familii beneficiare de ajutor social, în 8 familii există persoane apte de muncă, care au obligația de a efectua lunar acțiuni și lucrări de interes local. 5 persoane singure sunt exceptate de a presta lunar ore de muncă, întrucât au vârstă de pensionare sau a prezentat acte medicale care fac dovada incapacității de muncă. Tot primarul are obligația să aducă la îndeplinire și mandatul de executare. În executarea mandatului, primarul stabilește deodată conținutul activității ce urmează să fie prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea, precum și programul de lucru, încunoștințând despre măsurile luate, unitatea la care se va presta activitatea. Este interzisă stabilirea pentru contravenient a prestării de activități în subteran, mine, metrou, ori în alte asemenea locuri cu un grad ridicat de risc. Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată și minorilor, dacă la data săvârșirii faptei au împlinit vârsta de 16 ani. Activitatea se prestează pe o durată cuprinsă între 25 de ore și 150 de ore. Primarul, în executare obligației de a aduce la îndeplinire mandatul de executare, stabilește condițiile activității. Contravenientul se prezintă de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la primirea mandatului de executare, la primarul unității administrativ-teritoriale. Începerea executării sancțiunii, constând în prestarea unei activități în folosul comunității, se face în cel mult 5 zile de la primirea mandatului. În temeiul celor de mai sus s-a elaborat proiectul de hotărâre cu propunerea de a fi înaintat Consiliul Local spre aprobare conform competențelor stabilite de lege. Mulțumim, doamnei Codor Marina. Dacă dorește cineva să vă... Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri, se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind priorități obiective plan acțiuni 2019, privind dezvoltarea economică-socială a Comunei Ardeoani, județul Bacău, aviz Comisiei de Executare. Doamna Anică Gabriela, președinte al Comisiei de Executare, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile avizează favorabil proiectul de hotărâre forma prezentată. Vă cuvântul, domnule secretar, pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, la fiecare început de an trebuie să supunem spre aprobare planul de acțiune privind dezvoltarea economică-socială a localității. Aici este vorba de perspectivele de dezvoltare propuse să sprijină pe analiza situației existente din punct de vedere demografic, economic, social, de mediu, precum și din punct de vedere al echipării teritoriului. Această analiză a relevat puncte tari și puncte slabe ale dezvoltării actuale, precum și oportunități și riscuri ale dezvoltării viitoare. Strategia a fost elaborată ținând seama de contextul general privind integritatea României în structurile europene, al noii dinamici în dezvoltare, potențialul local, exprimarea și valorificarea acestuia, identificarea valorilor la nivelul teritorial. Strategia și prioritățile de dezvoltare economică-socială vor asigura următoarele aspecte: profilul de dezvoltare pe termen mediu a Comunei Ardeoani, inclusiv politicile, programele și proiectele de dezvoltare, planul de acțiuni, măsuri pentru implementarea programelor de proiecte de investiție de capital, prioritare corelat cu prevederile strategiei. Deci, știți că de fiecare dată, la început de an, este supus spre aprobare planul de acțiuni privind dezvoltarea economică. Deci, atât. Mulțumim, doamna secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Popă. Da. Am ascultat materialul prezentat de domnul secretar. Consiliul Local are competența să analizeze și să aprobe prioritățile și obiectivele al planului de acțiune privind dezvoltarea economică-socială pentru anul 2019. Și acum mă adresez domnului primar să ne spună care este profilul de dezvoltare pe termen mediu, al Comunei Ardeoani, inclusiv politicile, programele și proiectul de dezvoltare a planului de acțiune. Că asta o stabilim noi. Păi, Consiliul Local, acum, da, stabilim și da, să spunem prioritățile care sunt. Îi spuneți-le, cu dumneavoastră le hotărâți și facem. Da, mă gândeam că la ales. Din punctul meu de vedere, aș avea câteva aspecte, să spun. Foarte frumos. Da? Și le notăm, le supunem aprobare și... Primul lucru cred că ar fi podul la Leontenești și bănuiesc că podul deja a început, sunt alocați bani și este regulă, o să-l terminăm. Doi, ar fi stația de epurare și canalizare al Comunei Ardeoani. Să prindem un proiect, în plan. Asta facem astăzi, dacă ați văzut că aprobăm și drumurile alea care nu sunt întabulate. Foarte bine, asta e ok. E în regulă. Ar mai fi asfaltarea drumurilor comunale, care... După cum bine știți, avem și autorizații de construcție la drumul de la Leontenești pentru asfaltare. Și la Ardeoani? Și la Ardeoani, în funcție de buget, să vină bugetul. Am aprobat bugetul anul ăsta și nu... Da, dar noi prioritățile le facem acum. Bugetul vine după, știți? Adică trebuie să fie noi prins într-un plan. Da, și ar mai fi... A fost o discuție la județ, cred că ați fost dumneavoastră prezent acolo, privind asocierea comunilor, în vederea... încheierii un contract cu Transgaz de furnizare a gazelor naturale. Unii comuni deja au făcut chestia asta. Ar fi bine să facem și noi. Cu poduri, au gaz acolo cu Bereștiul, ei deja au demarat. Da, am auzit, nu m-a anunțat nimeni, am auzit, dar din ce am înțeles doar cei de la... au fost anunțați doar primarii PSD. Da? Am înțeles din presă toți primarii comunilor comune. Și bineînțeles că o să aderăm și noi la proiectul ăsta de acum. Da, ar fi foarte bine. Și, nu s-a spus de podul la Ardeoani. Ați văzut că un picior deja s-a dus, s-a lăsat, s-a crăpat podul. Adică trebuie să avem în vedere... Podul la Ardeoani, la fel, trebuie să știți că sunteți consilier local. A fost distrus în 2016. Știm. Avem expertiză la el, dacă știți. Avem expertiză? Să identificăm surse de finanțare. Deci acolo trebuie, cred că, 15-20 de miliarde. Iar cei de la Apele Române, dacă nu vine să dirigeze cursul de apă, că dacă podul la Ardeoani s-a tasat acea pilă, s-a tasat din incompetența celor de la Apele Române. Că vine și-au făcut. Știți destul de bine că au făcut digul ăla acolo, apa o bătut de la... de pe malul drept pe malul stâng, de malul stâng o bătut iar în drept, după aia o rupt pereu acolo și din pereu au venit în partea asta și-o tasat pila. Eu am anunțat de ieri, în alegătoarea și cu domnul director. Trebuie să faci ceva, să-l preparăm. Toată lumea își dorește, toată lumea își dorește, dar vedeți și dumneavoastră, când nu-i aprobat bugetul, da? Și nu vreau să comentez, da? Dacă după aia ziceți că dau un politic, nu. Bugetul trebuia făcut din octombrie, noiembrie. Da? Așa este. Și trebuia aprobat din ianuarie. Dar noi facem planul de acțiune, domnule. Deci doar astăzi. Deci nu mai comentăm. Deci nu mai comentăm, că nu ar vrea să comentăm. Așa? Da. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abține. Este. Trece la următorul punct al ordinei de zi. Informarea scrisă către primar asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local pentru anul 2018. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Macadam Bogdan, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisiile Reunite avizează favorabil în forma prezentată. Da, cuvântul domnule secretar, pentru a prezenta raportul de specialitate. Bine știți, de fiecare dată la început de an trebuie să supuneți spre aprobare, adică informare de către domnul primar cu privire la aducerea la îndeplinirea hotărârii de Consiliul Local. Ei, și aici așa este o chestie tipică care noi trebuie să facem referire tot parcursul anul 2018, câte hotărâri de Consiliul Local, fiecare cu ce fel de caracter, că e social, că e de mediu, că e pe investiții, că e pe social. Și aici așa am făcut și o statistică a modului de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local. Și să vă dau doar câteva precizări cu acest aspect, că vă dați seama că materialul este destul de lung. Și avem aici așa hotărâri în 2018, un număr de 14 hotărâri privind aprobarea bugetului local, rectificări bugetare, contul de încheiere a exercițiului bugetar, execuția bugetară, trimestrială, aprobarea proiectelor de buget, utilizarea excedentului rezultat la sfârșitul anului 2018, un număr de 14 hotărâri. Un număr de 3 hotărâri a fost aprobarea impozitelor taxelor locale, după aceea număr de 12 hotărâri aprobarea documentației tehnico-economice și de urbanism, prelungire, valabilitate, PUC, modificare, RLU, acordul pentru întocmirea documentației PUZ, SF-uri și așa mai departe. Un număr de 5 hotărâri au avut caracter cu probleme social și de mediu, 11 prin care s-au adoptat cotizații acte adiționale desemnate reprezentând atieri în Consiliul de Administrație, ale diverselor ADIB, ADIS, CRAB, GAR și așa mai departe. După aceea, 2 hotărâri au fost adoptate privind organigramul statului de funcții. După aceea, tot la fel, 2 hotărâri stabilind coeficienți și salarizarea personalului bugetar, după aceea 2 privind registrul agricol, 2 privind organizarea costului local, după cum bine știți, una a fost de retragerea sprijinul politica unui construire local și validarea următorului. După aceea a fost o hotărâre privind restricția pe o puncte pietonală, după aceea aprobarea rețelei școlare pe la fel o hotărâre, una revocată și după aceea 2 hotărâri privind informarea modului de ducere la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local și câte primar comun. Și aici e normal că sunt toate documentațiile. Da. Mulțumim, domnul secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, nu supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele juridice, începând cu 1 februarie anul 2019, aviz Comisiei Reunite. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Deci, Comisia propune agruparea în formă prezentată de executiv, avizul favorabil. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, de la 1 ianuarie 2000, de fapt din ianuarie, dar noi cu data din 1 februarie am primit informarea ca să preluăm și persoanele juridice, privind încasarea prețului la gunoi. Așa, și temeiul legal care este reprezentat, după ce am zis așa, având în vedere creșterea prețului pe tona de gunoi începând cu ianuarie 2019, am considerat că este necesar să facem o analiză în ceea ce privește numărul persoanelor, cât și agenților economici pe raza de competențe a UAT-ADOA. Este cunoscut că la nivel național, în ultima perioadă, tot mai multe persoane părăsesc locurile de domiciliu plecând din țară căutându-și un loc de muncă. În ceea ce privește agenții economici, la fel am constatat că și aici sunt în scădere față de anii anteriori. Noi, ca și executiv, am propus o formulă de calcul rezultând ca agenții economici să plătească prețul ce va fi stabilit și aprobat în cadrul Consiliului Local, iar plata să fie efectuată chiar și atunci când un agent economic nu deține cadrat cu contract de muncă, nici măcar un salariat. Pentru că există varianta în care, de exemplu, poate să fie o societate sau o asociație familială care desfășoară activitatea și poate fi chiar și de comerț, da, și nu are angajat. Dar, de fapt, trebuie să luăm în considerație că acea societate s-a înființat de până în documentele un administrator a societății respective. Și așa că trebuie să plecăm la premisa că orice societate sau cel care solicită o autorizație de funcționare și profil de activitate să îi plătească taxa de gunoi, cel puțin pentru un salariat. Iar noi aici așa am propus o formulă de calcul în care am zis așa să ne-am spus să discutați. Da. Și am zis pentru unități publice și pentru firme și pentru, să fie același preț. Deci și unitățile publice, cum ar fi primăria, școala, poliția, să aibă același preț ca și agenții economici care desfășoară activitatea. Că este alimentație publică, că este un magazin mix, că este, nu știu, o confecție, că este o fabrică de mobilă, că date și așa mai departe. Nu pentru a putea să acoperim cât de cât cantitatea de gunoi. Am propus ca să fie o taxă de 30 de lei per salariat. Deci, după cum știți, că societățile care au avut contract cu Rompresto, deci au plătit în jur, au avut de plătit câte jumătate de metru cub, care am înțeles că suma cam 84 de lei pe lună. Așa că dacă, de exemplu, un salariat are, o societate are un salariat, plătește 30 de lei. Da. Dacă are 3, plătește 90 de lei, dacă are 2, plătește 60 de lei și oricum se poate face cât de cât o echilibrare. Că am zis că în cazul ăsta, dacă putem să stabilim un preț cât de cât, zicem noi, ca să putem să acoperim cantitatea de gunoi, să nu mai fie nevoie ca la sfârșit de an să mai adoptăm o hotărâre de Consiliu Local în care să fim nevoiți să aprobăm subvenții, adică să... Asta nu sunt legale, domnul secretar, subvențiile astea. Da. Da? În fine. Cam. Deci noi am mai luat și din... Ne-am interesat cum au făcut și alții. Și n-are rost să spun la oraș, la, în mediul rural sau urban. Și au mers cu eficiență. Unde au mers cu eficient 2, unde au mers cu coeficient 1, unde au mers cu coeficient 1,5. De exemplu, magazin alimentar, magazin industrial, magazin mic, farmacie, restaurante, bar, fast food, cofetărie, cabinete medicale, coeficient 2. După aia la servicii, de proiectare, de, mă rog, tot coeficient 2. Transport și internațional, coeficient 1. Extracție petrol și servicii conexe, coeficient 1,5. Mă rog, atelier de tâmplărie, coeficient 1. Rumelușu? Nu. Nu trebuie să râdem, dumneavoastră aprobați și faceți cum noi am propus, dumneavoastră puteți să mergeți cu coeficient 1, 1,5, 2, 5. După aia, construcții civile, stații de betoane, are coeficient 1. Fabrici de încălțăminte, ia, tot la fel. Deci avem posibilitatea să... Și plus, școli, primării, culte, tot așa coeficient 1. Cu toate că noi suntem o groază de angajați, nu ne vine chiar atât de ușor să dăm. Și la școală trebuie să plătim tot noi din banii noștri. Dar decât să dăm subvenții, cum am făcut anul trecut, să aprobăm subvenții, că avem datorii de 500 de milioane, datorii, alea niște datorii presupuse. Da? E diferență. Asta este. Zice că e diferență. Așa am zis, să mergem și noi, și primăria, și că e poliție, că e biserică. Trebuie să plătească toată lumea la fel. Că e societate comercială, dintre dumneavoastră aveți, nu știu, 1, 2, 3, 5 angajați. Cum vreți, vreți să facem coeficientul 3 sau 4, facem 3 sau 4. Dar trebuie să ne gândim și la cei de la Leontinești, ei au, nu știu, 30, 40 de angajați cât au. Trebuie să dea în jurul cum în jurul la Moinești. Trebuie să dau am 50 de angajați, trebuie să dau 15 milioane pe lună. La coeficientul. Deci nu prea am convenit nici mea și mi-au gunoi odată pe săptămână și ia cât ia. Dar asta e legea, trebuie să ne supunem. Și trebuie să facem și într-așa fel să... Noi putem, nu știu, pe parcursul anului, vedem cum merge, vedem cum stăm cu încasările și dacă ea mai putem umbla, mai punem, mai luăm, că nu ne plătește nimeni cu noi și nici n-ar vrea să se întâmple în alte localități. N-are rost, și Moinești, nu știu cât e vina, nu știu cât e vina primarului acolo, cât e vina legislației. Deci noi, deci cu gunoiul ăsta și ieri am avut probleme și probleme mari. De când am trecut pe cantitate, am trimis vicile la cântar. Deci nu au vrut să-l primească. Deci nu au vrut să-l primească cei de la Ecosud, să verifice tara. Atât mașina plină, cât și mașina goală. L-au scos ca pe nu știu ce afară din... L-am sunat pe director, am trimis în dimineața asta, am trimis adresă și am zis, domnule, nu mi se pare, ce ascundeți voi? Deci nu mi se pare normal. Eu am să încerc să vorbesc cu lumea. Încerc să le duc, să le explic, fraților, trebuie să plătim cât producem. Vreți să scoateți la poartă 500 de kg de gunoi? Deci noi trebuie să plătim 500 de kg de gunoi. Dacă plătește primăria, o să mărească taxele și impozitele. Tot dumneavoastră plătiți. Așa că trebuie să facem ce facem cu gunoiul. Ce-i carton și asta se poate duce la centrele de... la remat sau așa. Ce mai sunt? Frunze, nu știu ce, se mai poate da foc, se mai... La țară mai merge. De asta zic, trebuie să renunțăm, pe cât se poate, să reducem cantitatea de gunoi și cel puțin gunoi menajer. Că acolo e problema. Iar la ăsta selectiv, Dumnezeu cum e la. Acum, dumneavoastră, cum considerați așa faceți? Noi avem coeficient 2, nu? Eu am zis să mergem cu coeficient 2, am discutat și cu domnul secretar, cu toți din primării, chiar și cu domnul vice și... Deci ne-am sfătuit cu toate noi. Eu zic că nu are rost să mergem. Să ia la Agricola Internațională să plătească coeficient 3 sau 4, că na, Agricola Internațională are bani, sau Arabul cât ai lemne are bani, și Cornel Popa, care are magazin mix, el să plătească coeficientul 1, că e și consilier local. Nu. Eu zic să mergem. Am dat un exemplu acum, nu... Da, nu deci matale ai 2-3 angajați, și matale tot la fel, și domnul Cerbu, și domnul Cosmin. Cam aici vă învârtiți. Sunt 2-3-4 angajați. Nu, nu cred că 30 de lei de angajat pe lună să-ți ia una, nu zic că nu-i... Să plătești 600, 900 sau 1.200.000 pe lună, în funcție de câte puncte de lucru. De lucru. Aici e vorba de angajați. La, dacă ai 3 puncte de lucru și ai 3 angajați, plătești 900 de lei. 90 de lei, pardon. Dacă ne vreți cineva să ia cuvântul? Păi, da, deci am ascultat materialul prezentat, într-adevăr. Ce am eu atenție, ce mă așa, zic că dacă a fost domnul vice acolo, dar și dacă se face prin sondaj, nu se duce în fiecare tură. Nu se poate. Dar nu un pic. Deci, dacă se duce cineva de la primărie să cântărească mașina, să facă tara, deci chiar dacă nu se duce consecutiv, zi de zi, dar dacă se duce o dată, trebuie să fie primit. Nu este adevărat. Deci, de la Ardeoani, vă spun că încerc, așa cum am ținut situația sub control, el să aibă o mare surpriză. Și știi că eu nu o accept. Deci nu. Deși cursa de ieri nu o să le plătesc, indiferent. Și i-am spus lui domnul Bogdan. Domnul Bogdan, deci pentru că ne-ați alungat ca pe niște câini de acolo, deci vicele primar, nu era Nea Vasile, era reprezentantul AT-ului, da? Cu ștampila în mână, o venit ca să vă confirme transportul. L-au scos afară, de când a intrat pe partea unității, l-au scos afară. Nu mi se pare normal. Ce urmăriți? Deci nu pot eu să mă trezesc că la sfârșitul lunii îmi vine cu 4 avize sau 5 avize, de 10 tone avizul sau 15 tone avizul și alea 3 tone de gunoi. Și nu am de unde să-l plătesc. Deci eu trebuie să țin la bănuți, că banii sunt foarte puțini. Pentru că firma probabil ține și ei la afacerea lor, dar trebuie să ține și noi la lor. La Măginești e a 4-a săptămână când n-o luat. La Măginești la fiele, a 4-a săptămână. Ce-ți plătesc? Trebuie să văd pentru cantitate ai. Mai dorești cineva să fie cântă? Acum o să pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor din domeniul public conform listei bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeoani, județul Bacău, poziția 1371, cu dimensiunile actualizate conform planurilor de situație în vederea întabulării. Aviz Comisiei Reunite. Doamna Anică Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisia realizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dau cuvântul doamnei Gerasimescu Luminița pentru a prezenta raportul de specialitate. Raport de specialitate privind modificarea pozițiilor din domeniul public conform listei bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeoani, județul Bacău, poziția 1371 cu dimensiunile actualizate prin planurile de situație în vederea intabulării. Cadru legal, legea numărul 213/1998 din proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea de guvern numărul 548/1999 privind normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei, orașelor, municipiilor și județelor. Având în vedere cele mai sus prezentate, propun spre aprobarea Consiliului Local Ardeoan intabularea următoarelor drumuri și ulițe neintabulate. La Ardeoani, drumuri vicinale de la Grasul Ion la cimitirii Iliești, lungimea de 240,16 metri, suprafața 1952 metri pătrați. De la Hambic Constantin la Vasilache Ion, lungimea de 140,24 metri, suprafața de 1172 metri pătrați. De la Tănăsoaie Gheorghe la Stănoaie Ion, lungimea de 174,55 metri, suprafața de 896 metri pătrați. De la drumul județean Ardeoan Pârjol până la Popa Ion, lungimea de 89,32 metri, suprafața de 577 metri pătrați. De la Tița Viorica la Mihai Pompiliu până la Barna Negulai, lungimea de 519,75 metri, suprafața 3287 metri pătrați. de la Denie Ulița Morii la Popa Mihai, lungimea 284,67 metri, suprafața 1567 metri pătrați. De la Petcu Maria, podul peste ruta Slău Sărat, la Bocănesc Meion, grădiniță, lungimea de 453,24 metri, suprafața de 4528 metri pătrați. De la Scorțanu Dumitru la Pleșcău Mihai și Pleșcău Constantin, lungimea de 97,57 metri, suprafața de 458 metri pătrați. De la Deaconu Veion Petcu Neculai, suprafața de 293 metri pătrați. Stație Iepurare, suprafața 22.003 metri pătrați. Leontinești, de la Parfenii Constantin la Vârlana Urica, lungimea de 159,53 metri, suprafața 1.303 metri pătrați. De la Pașa Sorin la Biserică, lungimea 147,61 metri, suprafața 657 metri pătrați. De la Mihalache Iona Munteanu Reculai, lungimea de 75 metri, suprafața de 415 metri pătrați. De la Cibotaru Mihai la Cibotaru Lucreția, lungimea de 75,85 metri liniari, suprafața de 336 metri pătrați. Leontinești de Aluarie, cu lungimea de 1937,20 metri, suprafața 30.128 metri pătrați. Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local Ardeoani modificarea pozițiilor din domeniul public conform listei bunului ce alcătuiește domeniul public al Comunei Ardeoan, județul Bacău, poziția 1371, cu dimensiunile actualizate prin planurile de situație în vederea intabulării. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Iera, să vă spun. Dacă vreți cineva să ia cuvântul? Domnul Vara, în urma celor prezentate de doamna Luița Gerasimescu, pot spune și eu câteva cuvinte. Da, este normal, esențial și obligatoriu ca toate ulițele și drumurile să fie intabulate. Vedem că tot încercăm să facem proiect pentru asfalt, pentru canalizare. Aceste lucruri ne împiedică dacă nu sunt puse la punct. Așa că trebuie să le dăm bătaie. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva? Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul 2, anul 2018. Aviz Comisiilor Unite. Domnul Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Unite. Comisiile Unite avizează favorabil raportul în forma prezentată. La cuvântul domnul secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Așa, s-au exportat datele din registrul electronic pe anul 2018 în Registrul Agricol Național, urmând ca transmiterea pentru anul 2019 să se facă după încheierea contractului cu SC Comodat Soft Bârlan. Sunt un număr de 47 volume cu 2044 poziții de rol în Registrul Agricol, din care 21 volume cu 1004 poziții ale gospodăriilor cu domiciliu în localitate, 22 de volume cu 1089 poziții ale persoanelor cu domiciliu în alte localități și cei decedați, 4 volume cu 26 poziții ale persoanelor juridice care necesită operațiuni de ținere la zi și centralizarea datelor de registru agricol. Și aici așa sunt consemnate semestrial toate cartele de bovine, caprine, porcine, cai, măgari, iepu, păsă și așa mai departe. Deci toate datele astea, după cum bine știți, sunt înregistrate în registrul electronic, care poate să vadă la nivel național, fiecare localitate, cum stă cu toate cartele de astea de bovine, de bovine, cam asta. Dar știți că de fiecare dată, la fiecare semestru, trebuie să adoptăm în Consiliul Local această analiză. Mulțumim, domnul secretar. Dacă dorești cineva să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt, abțineri. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind introducerea în lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeoan, județul Bacău, și intabularea a 3 drumuri neintabulate. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Rus Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisia propune forma prezentată. Adoptarea formei prezentate de executiv, avizând favorabil. Dau cuvântul doamnei Gerasimescu Lăgânița pentru a prezenta raportul de specialitate. referat de specialitate, cadrul legal, legea numărul 213 pe 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificările și completările ulterioare propun introducerea în lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeal, județul Bacău, și întabularea următoarelor drumuri neintabulate. Avem pe Ardeoani, de la Coșa Gheorghe, la Bocănesc Maria, până la DC 176, care este acum și va fi 176A, aproximativ 550 metri liniari. Leon Temești, avem de la număr cadastral 60.208, Diaconul Eugenia, la Sărăcuțul Ionel, aproximativ 325 metri liniari. De la număr cadastral 60.208, Diaconul Vasile, până la Tazlău Sărat, aproximativ 200 metri liniari. Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeoani introducerea în lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei și intabularea drumurilor mai sus menționate. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Gherasimescu Luisa. Dacă doreți cineva să ia cuvântul? Acum supun la vot proiectul de hotărâri în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Fiind depuințate toate problemele la ordinea de zi, declar închisă și în prevedere de ședință.